Constantin Ghinea Dumitrache, trebuie să recunosc că, recunosc virgulă, că mă înclin în fața talentului. La câte instrumente cântați? Cred că n-a rămas un instrument ce mi-a picat în mână să nu încerc să-l descoper. Multe. Nu știu dacă am un număr, n-am făcut niciodată o socoteală, dar sunt foarte multe. La nivel, bineînțeles, de amator. Nu sunt profesionist. Asta ar presupune să stau în fiecare zi cu un instrument multă vreme. Lăsați-ne și pe noi să apreciem dacă sunteți sau nu profesionist, că nouă ni se pare că vă înscrieți cu succes în rândul oamenilor foarte talentați, care fac din talent o profesie. Rapsod și meșter popular al Prahovei, bună seara! Ce înseamnă muzica populară pentru dumneavoastră? Ce înseamnă instrumentele pentru dumneavoastră? Ce înseamnă atelierul pe care îl aveți pentru dumneavoastră? Muzica populară este parte din viața mea și cred că și din viața românilor. În ce privește meșteșugurile, ține de meseria pe care am învățat-o cu aproape 40 de ani în urmă, practic și la momentul acesta. Și ce să zic, încercăm să le ducem toate din respect pentru ce înseamnă tradiția noastră a românilor, pentru că eu cred că trebuie să existe și oameni care să contribuie la perpetuare pentru ducerea mai departe și apărea în fața celor mai mici cu astfel de lucruri, dar sănătoase, nu eronate sau, mă rog, alterate cumva. Și ca exemple și ca modele. Cine știe, dintre cei mai tineri, or fi câțiva doritori care să moștenească sau să-și dorească să învețe arta meșteșugul popular. Știm că aveți legături foarte strânse cu rapsozii Prahovei. De fapt, vă leagă de unirea ei. Prin cântec. Unirea prin cântec e foarte bine spus, pentru că, iată, cântecul ne-a unit cu ani în urmă. În timp ce vorbim și mă iertați că vă întreb, chiar vă propun să invităm în platou alături de noi pe rapsozii Prahovei. Rapsozii! Să vină alături de noi. Vorbiți-ne despre ei. Da. De-a lungul vremurilor, de când am început să cânt, am încercat să adun lângă mine și cântecul să fie acel liant, lucru care să ne unească în glas. Și iată că aici aș vrea să remarc un grup care l-am înființat cu mulți ani în urmă, grupul Moșnenii, ce ține de localitatea asta, se întâmpla în localitatea Bertea, județul Prahova. Și mai târziu m-am mutat la oraș și am încercat să fac un lucru mai extins, mai de dimensiuni mai mari. Și atunci, având în vedere că și oamenii care sunt lângă mine azi într-o formulă restrânsă vin din anumite localități ale județului, și atunci am dat o altă denumire, Rapsozii Prahovei. Ați făcut foarte bine, vă propun cu ajutorul Valentinei să-i cunoaștem, măcar să le știm numele, așa. Silviu Dobroiu, Comuna Bătrân, județul Prahova. Pe tine cum te cheamă? Ghinea Robert, Comuna Bertea, Prahova. Dumneavoastră, domnilor? Ghinea Ionel, tot din Comuna Bertea. Și dumneavoastră? Căprarul Georgel, Comuna Valcla Grumească, Prahova. Iată așadar că i-ați adunat, cum a spus, din mai multe localități. Formula este una mult mai mare. Într-o altă emisiune, cu siguranță că vom face tot posibilul să ne adunăm și să-i adunați pe toți. Știu că asta este mai greu, dar de dragul arte, de dragul frumosului, deși de dragul de a fi arătat oamenilor care știu să aprecieze acest lucru, sunt convins că veți face posibilă întâlnirea cu grupul întreg. Îi ascultăm chiar acum cu mare drag și succes! Mărtăcei de teimă, bordeiaș, bordei, bordei, măi, cu mărtăcei de teimă. Hai, bordei, hei, 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 bordeiaș, bordei, bordei, mă. Hai, bordei, hei, 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 bordeiaș, bordei, bordei, mă. Fac să viu pe aici, mă. Bordeiaș, făr de gârlici, măi, tu mă faci să viu pe aici, măi.
bordei, bordei, mă. Hai, bordei, bordei, azi, bordei, bordei, măi. Patru boi la juc puneam, mă. Înainte când veneam, măi, patru boi la juc puneam, măi. Hai, bordei, bordei, azi, bordei, bordei, mă. Hai, bordei, bordei, azi, bordei, bordei, măi. Pierdui, mă. Voi de mine ce făcui, măi, și căciula mi-o pierdui, mă. Hai, bordei, hei, 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 bordei, azi, bordei, bordei, mă. Hai, bordei, hei, 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 bordei, azi, bordei, bordei, mă. Ușa bordeiului, măi. Și căciula mi-o pierdui, măi. La ușa bordeiului, măi. Hai, bordei, hei, hei, bordei, azi, bordei, bordei, măi. Hai, bordei, hei, hei, bordei, azi, bordei, bordei, măi. Hai, bordei, hei, hei, bordei, azi, bordei, bordei, măi. Hai, bordei. Constantin Ghinea Dumitrache și Rapsozii Prahovei, le mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Îi mai așteptăm cu mare drag.